Dragă familie Ghiurca, iubiții noștri, iubiții mei pe care vă cunosc de când eram copil, în special sora Tina și ceilalți, aș vrea și eu să aduc un medalion comemorativ pentru fratele Ghițu, pentru cel care a trăit între 1943 și 2020. Mi-am notat aici câteva gânduri, dați-mi voi să le citesc. Fiul prea iubit al Mureșului, Evanghelistul plăcut al orașului de pe Arieș, câmpia turzii, urmașul de foc al profetului Gheorghică din Șeulia, cruciatul rugăciunii plin de puterea Duhului, a fost chemat acasă. L-am cunoscut din pruncia mea. Aducerile aminte mă copleșesc. Omul acesta care a fost prezent la botezul meu în apă, la botezul cu Duhul Sfânt, la încheierea căsătoriei aici, în biserica aceasta. Îmi amintesc de fața aceea prelungă meditativă, de ochii aceia inteligenți și prietenoși, de chipul lui aspru și zmerit în posturi, de zâmbetul cu care te întâmpina dincolo de porțile privirii, de cuvintele măsurate cu grijă de farmacist și impregnate de autoritatea Bibliei, de ținuta mereu îngrijită îmi aduc aminte cu atâta drag. Și în special de Biblia mare, nedezlipită de mâna lui, așa cum a fost sabia de mâna lui Eliezer, fiul lui Dodo. Toate aceste lucruri îl făceau un companion plăcut al unșilor Domnului, dar un tovarăș și un individ incomod pentru un suroșii diavolului. Privindul înzarea amintirilor, la asimilez cu bătrânul Simeon din Luca, din capitolul 2. Citesc. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Isus, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Am extras din acest cuvânt câteva gânduri pentru familie. Primul gând. Pastorul Ghițu a fost un om care iubea sfințenia. Versetul 25 spune despre Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă. Dacă mă gândesc la un cuvânt din Scriptură care l-ar caracteriza pe omului lui Dumnezeu Ghițu, ar fi acesta, fiți sfinți, că eu, a zis Domnul, sunt sfânt. Bineînțeles că mi-l amintesc atât de bine, în special în momentul când trebuia să închei legământ în apa botezului și m-am dus la mărturisire, era el cu fratele Cian în birou, s-a uitat la mine, m au încurajat și tremurând am început să le spun tot ce aveam pe suflet, toată viața mea. Mă așteptam de la ei să se uite urât la mine, să nu mă mai iubească, dar din contră. Simțeam în prezența acestui om al lui Dumnezeu, a fratelui Ghițu, Simțeam o sfințenie care emana din ființa lui, dar în același timp și o dragoste și o, o putere de iertare, ca să uite tot ce a fost și să mă considere același om. Era un mare lucru acesta. Bineînțeles că Biblia vorbește despre sfințenie pe care o dobândim prin citirea cuvântului. O dobândim prin rugăciune, o dobândim prin prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Pastorul Ghițu a fost un om al Sfințeniei. Un om care citea Biblia, mi-l amintesc și acum și mi-e vie în amintire uh, imaginea aceasta. În timp ce fratele Cia stătea la Amvon și conducea și participa activ la viața Bisericii din Câmpia Turzia Bisericii Betania. Fratele Ghițu stătea lângă el, aproape, cu Biblia deschisă, meditativ, se gândea, nota, scria, își lua notițe, își făcea predica atunci când Duhul Sfânt i-o dăruia. Asta m-a marcat foarte mult la omul acesta. Copii, nu uitați să păstrați notițele pe care tatăl vostru le-a scris, stropite cu lacrimi. Am auzit chiar o întâmplare de la fratele Ila, de la unchiul vostru, că mama tatălui vostru, mama lui Ghițu, cum o mână legăna copilul, cu alta torcea și cu ochii în Biblie, stropea Biblia cu lacrimi. În așa familie a crescut acest om al lui Dumnezeu și a învățat să citească cuvântul și să-l iubească. Sfințirea acestui om adusă de Duhul Sfânt prin puterea rugăciunii a fost iarăși foarte pregnant, întipărită în mintea și în amintirea mea. El ne istorisea că a avut o lucrare dată prin Duhul Sfânt atunci când avea mulți copii și când voi erați mici, vorbesc copiilor. Și Duhul Sfânt îi spunea în felul următor, să te ridici odată cu zorile, să te rogi ca eu să te umplu de putere. Înainte de asta, cred că înainte de căsătoria lui sau imediat după căsătorie, a avut o altă descoperire dată prin Duhul Sfânt, cred că la Hiria, în care el avea o bicicletă și s-a suit pe ea și voia să plece undeva departe și Duhul Sfânt i-a zis, nu așa, te dai jos, înaintezi în genunchi, și la capătul călătoriei te va aștepta solul sfânt, care să-ți ia solia de pe pământ. Asta a însemnat imaginea unui om care iubea rugăciunea. Se scula înaintea zorilor, înaintea vecinilor și totdeauna știau vecinii că lumina lui era aprinsă. De ce ei nu știau? Dar știa Domnul și o știa și fratele Ghițu. Era un om Atins de Duhul Sfânt de multe ori, primea mesaje de la Domnul, direct de la Duhul Sfânt, pe care le transmitea bisericii și știa că mesajele acestea nu erau de la el. Duhul Sfânt i-a vorbit odată și eram prezent și am auzit că farul pe care l-a primit din mâna Domnului să nu-l schimbe cu lanternele și cu luminile trecătoare ale celor care începeau să predice în vremurile noastre tulburi, să -i rămână farul acela dăruit de Dumnezeu. Și într-adevăr lui i-a rămas acest far puternic. Odată țin minte că a fost la Câmpia Turzi și a predicat și biserica s-a bucurat foarte mult. O soră l-a sunat și a spus așa, frate Ghițu, m-am bucurat foarte mult de ceea ce ai predicat astăzi, m-am dus acasă și am plâns înaintea lui Dumnezeu. Și el sincer și serios a zis, mesajul acesta mi l-a dat Domnul. Am mers și eu acasă și eu am plâns. Observăm că omul acesta a fost un om care a iubit foarte, foarte mult sfințenia lui Dumnezeu. Doi, tot despre Simeon, despre care spune 25 verset, omul acesta duce o viață sfântă, se spune că era cu frica Domnului și al doilea gând referitor la fratele Ghițu. Pastorul Ghițu a fost un om al evlaviei. Era un om cu frica lui Dumnezeu. Odată l-am întrebat, pentru că mă gândeam în mintea mea, ce înseamnă evlavia? Frate Ghițu l-am întrebat, te rog explică ce înseamnă, cum înțelegi dumneata evlavia? S-a la mine serios, și a zis, frate, nu nici teamă, nici groază, nu nici, așa cum gândim noi, o frică pământească, omenească, zice, eu cred că Evlavia este teamă de Dumnezeu amestecată cu iubire. Zice, asta cred că este Evlavia. Omul acesta a avut o dragoste și un respect profund pentru Dumnezeu mi amintesc și acum rugăciunile lui pe care le înălța către Domnul. Tu, Doamne, tu ne-ai ajutat să fim aici. Tu ai venit în mijlocul nostru. Tu și tu și tu, Domnul era în centrul rugăciunilor lui și în centrul predicilor lui. Nu era predică în care să nu fie în centrul ei Hristos Domnul sau Duhul Sfânt sau Dumnezeu. Nu era noi de multe ori îl pierdem pe Dumnezeu între minunile cuvântului său. El nu l-a pierdut, el l-a găsit în, între minunile cuvântului său și asta a fost un lucru mare. 3. Pastorul Ghițu este al treilea gând, a fost un om al veșniciei. Încă de pe pământ, el trăia în cer. Omul acesta era un om care avea mereu, mereu în mintea lui cuvântul pregătire ca un semnal mare de alarmă. Observăm și aici în viața lui Simeon, versetul 29, slobozește acum în pace pe robul tău. Textul preferat al fratelui Ghițu era 2 Timotei 4 cu 6, căci eu sunt gata, sunt gata ca să fiu turnat. Și bineînțeles în înțelepciunea lui pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, a găsit acolo la minor, în câmpia turzii, la industria sârmei. A găsit explicații și pentru versetul acesta. Se uita la formele acelea în care omul începea să toarne oțelul fierbinte, oțelul care lua o formă oarecare. Și zice: Vedeți, fraților, Pavel era gata, oare suntem noi gata? Să fim turnați așa cum vrea Domnul. Dacă Dumnezeu a vrut ca în vremea asta pastorul Ghițu să plece la cer, așa, în momentele astea de restriște, în momentele astea în care nu putem să-i oferim ceea ce am fi avut, tot să-i oferim, o înmormântare extraordinară. Asta e problema Domnului. El a fost gata. Era, poate, nu știu, dacă era predică în care să nu pomenească de faptul de a ne pregăti, de a ne apropia de Domnul și de venirea Domnului la final, vreau să vă spun o întâmplare, eram în misiune, a fost o misiune interesantă în care fratele Ghițu a predicat doar trei minute, așa s-a întâmplat atunci, erau alții veniți de peste ocean și ceea ce a fost frumos în misiunea aceea, o soră a avut o vedenie pentru Ghițu și pentru Cia, erau amândoi. Și le-a spus în felul următor, și mi-a rămas întipărit această descoperire. Zice, la fratele Ghițu am văzut că Domnul i-a pus în mână o barbă ca să cioplească, dar era unealta Domnului. La fratele Cia zice, am văzut că Domnul i-a pus la îndemână o farmacie de medicamente, ca să meargă și să pună acolo unde trebuia. Și oamenii ăștia se completa unul pe altul. Vreau să termin cu cuvintele lui Traian Dorz referitoare la plecarea lui Simeon și cred eu sunt referitoare și la plecarea fratelui Ghițu. Acum slobozim pace pe robul tău stăpâne, spre odihna cea de astăzi, spre slava cea de mâine, că ajunge ura nopții și a vânturilor ace și arșița vegherii, slobozi în pace. Tu știi că n-am cui plânge și nu mai am cui spune: Aici, zadarnic graiul ar fi să-mi mai răsune. S-au obosit de mine destui și nu le pasă, de ajuns-i acum stăpâne, slobozi-mă, acasă. Ai mei s-au dus cu toții în țărnă și în lumină, și ce mai fi stăpâne aici să mă mai țină. De dulcea ta lucrare, la mulți nu le mai place și alți Hristoși vrea lumea. Slobozimă în pace. Domnul să vă mângâie, Domnul să vă întărească. Ați avut un far luminos în familie, un om și un stâl puternic în biserică, în câmpia turzii. Domnul să mai ridice alții. Rugați-vă Domnului Secerișului să scoată. Secerători sfinți, la secerișul lui e mare și-s puțin lucrătorii, un lucrător a plecat, Domnul să ridice măcar zece ca el, Domnul să vă întărească. Amin.